Povestiri de pe calea moșilor, Adina Popescu, un mic fragment. Cum am devenit poetă? Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge poetă. Prima poezie din viața mea am compus-o pe la 4 ani și, pentru că nu știam pe atunci să scriu, i-am dictat-o lui Anton. Se numea Mâine mergem la friptură și evoca momentul în care eu, mama și Anton am mers la restaurantul Calul Bălan din Neptun în ultima noastră seară la mare. Mama s-a îmbrăcat cu un costumaș cu buline grena pe care și-l cumpărase de la Bucurobor. Anton și-a pus un sacou. Amândoi arătau foarte bine, deși mama zicea tot timpul că e grasă. Arătau cum trebuie să arate doi părinți în concediu la Neptun. La restaurant am comandat toți la fel, ceafă de porc și cartofi prăjiți. Eu am băut Pepsi Cola, ei vin. Cefele de porc erau atât de mari încât ieșeau din farfurie. Asta m-a impresionat. N-am putut să mâncăm tot, așa că ce a rămas a luat mama pe șervețele și a băgat în geantă. Apoi, pentru că acolo era o orchestră care cânta muzică internațională, i-am rugat să danseze și au dansat. A fost totul ca un vis. A doua zi, dimineață, pe balconul de la hotel, am mâncat resturile de friptură cu chiflele de la micul dejun, uitându-ne la mare și părându-ne rău că plecăm. O amintire atât de frumoasă nu putea să nu-mi inspire o poezie. După aceea am mai compus poezii din când în când și le recitam când mă înregistra Anton pe casetofon. La înregistrări, mai întâi cântam de una singură, apoi cântam împreună cu Anton, care mă acompania la chitară. Pe un vapor sunt 30 de cadavre și lângă ele o sticlă de rom. Toți mateloții au murit de sete că n-au avut un tirbușon. După aia recitam poezii patriotice învățate la grădiniță sau la școală, după care spuneam povești inventate și după povești urmau poezii compuse pe loc. Bancurile erau întotdeauna la sfârșit. Înregistrările durau cam o oră. Anton scotea din casetofon caseta înregistrată și scria pe ea cu pixul Adina 1982 sau 1983 sau 85. Să vezi ce o să-ți placă să te asculți când o să fii mare. Am încercat să le ascult de curând casetele pe care le șterseseră până și anii. N-am auzit nimic, doar un huruit care venea de undeva de foarte departe. Nici o voce, nici o poezie, nici un cântec. De parcă viața aceea nici n-aș fi trăit-o. M-am uitat în oglindă la un om mare și străin și mi-a venit să plâng. Dar să revenim la poezii. Prima poezie adevărată am compus-o în clasa a treia și am scris-o cu litere caligrafice pe un caiet dictando. Se numea Pacea. Nu știu ce mi-a venit să o scriu. La început m-am gândit să scriu despre pionieri, însă tot timpul scriam diverse lucruri în caietul de comandant de detașament și eram cam sătulă de treburi pionierești. După aia am vrut să scriu despre tovarășul Nicolae Ceaușescu sau despre tovarășa Elena Ceaușescu. M-am uitat multă vreme la portretele lor ca să mă inspir. Mi-am dat seama brusc că eram niște oameni pe care nu-i întâlnisem niciodată și cum pot scrie așa, pur și simplu, despre niște necunoscuți. Ca să scrii poezii despre oameni, trebuie mai întâi să vorbești cu ei, să afli ce le place și de ce nu le place, pentru ca mai apoi să-i poți compara în cunoștință de cauză cu un stejar sau cu o grădină. Decât să scrii greșit, mai bine nu scrii deloc. Mai ales că Anton mereu îi înjura pe acești tovarăși și nu știam exact ce impresie să-mi fac despre ei. Și dacă n-aveam nicio impresie, poezia ar fi fost nesinceră. Așa că m-am hotărât să scriu despre pace, pentru că știam că pacea e un lucru bun și că toată lumea e de acord cu asta. Așa că poezia mea suna cam așa. Pacea e o floare menită să ne apere viața. Pacea e o dulce cântare ce se aude în zori dimineața. Mai erau vreo 2 strofe, dar nu le mai țin minte. La îndemnul tovarășei noastre am trimis poezia la revista Cutezătorii. Am băgat foaia de dictandru într-un plic și am scris pe el adresa redacției. Am pus împreună cu Anton plicul la poștă și după aia am cam uitat de poezie, fiindcă aveam de crescut. Vierm de mătase la școală, precum și alte activități importante pentru care nu trebuia să fii cu capul în nori ca poeții. Pe vremea aceea, toți pionierii erau abonați la revista Cutezătorii, iar revistele veneau la școală, în colete, o dată pe lună.
Tovarășa noastră le împărțea înainte de ultima oră și după aia în clasă totul era vraiște, iar biata tovarășa nu se mai putea înțelege cu noi oricât ar fi țipat sau ar fi bătut cu linea în catedră. Foșneam revistele, ne întorceam în bănci, vorbeam despre, printre noi, prin bilețele sau chiar prin vriu grai, doar elevii care nu erau pionieri, ca țiganul Măgălie Remus sau cei cărora li se luaseră cravatele din diferite motive, cum era Lăcătuș Mihai, care înjura și scuipa, nu primeau cutezătorii. Liniște! Toată lumea mâinile la spate! Tuna tovarășa. O să citiți revista la sfârșitul orei sau acasă. Adevărul este că nu citea nimeni nimic, în afară de banda desenată de pe ultima pagină, și mereu era prea scurtă. Pe episoade și cu va urma, ca serialele din fiecare duminică de la Lumea Copiilor, nici nu te lămureai prea bine ce se întâmplă, că se și termina episodul. Degeaba le spuneam elevilor la ședințele de detașament să citească și articole despre pionierii fruntași din diferite orașe ale țării, care plantau puieți sau îngrijeau animalele pădurii. Nici eu nu le citeam, dar măcar mă uitam la poze.